Bună ziua, Sua, bună ziua, Ceveni. Ne reauzim astăzi, 18 aprilie 2024, la Pupitru Emisii Românul de lângă tine, studioul Radio AS, cu nimeni altul decât primarul Comunei Bosanci, candidat la președinția Consiliului Județean, domnul Neculae Miron, și chiar într-un moment în care astăzi, chiar la acest moment, se lansează o altă candidatură la președinția Consiliului Județean. Și vedeți că, în același timp, se lansează două candidaturi, putem să le spunem, pentru că domnul Neculae Miron este un om care a fost în decursul timpului un om sonor, un om care a spus ce a avut de spus și un om care nu s-a temut când bate vântul. Bine ați venit la noi în emisiune, domnule președinte. Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Bolui. Este o zi frumoasă, zi frumoasă, așa cum spuneam și ieri cu un alt invitat al meu. Faptul că plouă afară spune că este bogăție. Da, o zi cred că binecuvântată de Dumnezeu, cu ploaie, este necesar. Suntem în campania aceasta de primăvară, o bucurie pentru agricultori. Deci o ploaie binecuvântată de la Dumnezeu, deci deja... Unii care au dorit să însemânțeze floarea soarelui au însemânțat-o deja și am văzut că crește luțerna foarte bine. Sperăm să fie un an binecuvântat de Dumnezeu, cu roduri bogate și cu Doamne ajută mergem înainte. Și cu roade bogate peste tot. Și în campania electorală sperăm tot atât de bine. Să plouă, deci cu realizări mărețe, cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că putem face lucruri bune, cu cinste, cu corectitudine, cu demnitate. Deci putem să facem lucruri bune pentru cetățeni. Avem și bugete care trebuie administrate cu înțelepciune și în felul acesta putem să dezvoltăm județul Suceava, cât și localitățile. Vreau să sunteți unul din oamenii care, dintre primarii, care ați realizat lucruri frumoase la, în comuna dumneavoastră, ar fi, eu știu, nedrept să nu o spunem și o poate vedea orice om. Credeți că un primar de comună poate să facă saltul la Consiliul Județean? Da, ar putea să facă saltul la Consiliul Județean, întrucât contextul actual este foarte favorabil. Spun foarte favorabil, deoarece domnul Flutur în cei 20 de ani de administrație liberală, bucovineană aș putea spune, cred că a dat dovadă de ineficiență, aș putea spune, și la ora actuală județul Suceava este un județ corupt. Corupția, am spus-o și altă dată deschis, este la ea acasă. Instituțiile statului și instituțiile deconcentrate ale județului Suceava sunt deja controlate din punct de vedere politic și cred că ar trebui o eliberare de această presiune a autorităților, deci vorbim de la nivel central, asupra instituțiilor subordonate atât Consiliului Județean, cât și Prefecturii Suceava. Cred că toate aceste instituții ar trebui să iese din sfera politicului și să-și facă treaba din punct de vedere administrativ. Domnule primar, spuneți un lucru mai mult decât foarte dorit de către cetățeni. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la faptul că îmi spunea cineva care trăiește în America și știe legislația americană, acolo este un set de funcții care știu că sunt alese, sunt subordonate politic, care știu că la 4 ani sau la 5 ani cât este mandatul acolo se schimbă. Restul ceilalți sunt efectiv apolitici, sunt asumați apolitici, sunt independenți în totalitate. Clasei politice românești îi va conveni ca să facă acest lucru. Nu există la noi la ora actuală separarea puterilor în stat. Justiția este subordonată, o spun și aduc și argumente oricând în această privință, justiția este subordonată politicului,
administrația publică este subordonată politicului de la centru, da? Prefectul județului Suceava este politic și îndeplinește ordinele domnului Flutur. Mă uitam chiar zilele acestea, deja s-a rotunjit foarte tare domnul prefect, domnul Alexandru Gheorghe Moldovan. Deci cred că la nivelul județului Suceava trebuie aceste instituții ale statului, care prefectura, care este reprezentantul guvernului în teritoriu, ar trebui să acorde sprijin autorităților publice locale, tuturor localităților, în vederea dezvoltării. Dar constatăm cu tristețe că la ora actuală, deci prefectura Suceava este împotriva dezvoltării localităților și pot să dau exemplu la Bosanci, unde au blocat amplasarea unui parc fotovoltaic, au blocat oferirea locurilor cu titlu gratuit pentru tinerii din localitate, au blocat dezvoltarea unui parc auto pentru peste cele 1000 de tiruri din localitate, proiect aprobat de Consiliul Local, au blocat cedarea unei suprafețe de 20 de ari de teren pentru o parcare la Biserica Ortodoxă din dealul satului. Deci și alte proiecte încearcă, din punct de vedere politic, să se amestece în administrația locală, încurcând dezvoltarea localităților. Inclusiv, am văzut acum recent, s-au implicat chiar în blocarea derulării licitației la centru medical, întrucât am avut reprezentant din partea ANAF-ului la licitațiile care au fost făcute pentru închirierea spațiilor acolo, deci au fost date toate avizele de legalitate în ceea ce privește aceste spații comerciale. Observăm din nou implicarea politicului și încercarea de a zădărnici ocuparea unor spații comerciale în localitatea Bosanci. E normal așa ceva? Bineînțeles că nu este normal. Până acum, când eram împreună în Partidul Național Liberal, că nu-i Partidul Național Liberal, sunt comasați liberale, spuneam și altădată, sunt la domnul Orban acolo. Acum, deci, este o clică politică care a acaparat județul Suceava și îl subjugă, pot să spun, și îl ține pe loc din punct de vedere administrativ. Un eșec la aeroport, un eșec la Spitalul Județean în ceea ce privește primirea pacienților la urgențe, numai laude, se laudă cu venirea autostrăzii la Suceava. Deci faptul că autostrada ajunge și la Suceava este datorită politicii Uniunii Europene și nu datorită, să zic așa, influenței autorităților centrale de la ora actuală, și pe zi ce trece Partidul Național Liberal devine tot mai invizibil. Deci datorită faptului că au pierdut, au deținut postul de prim-ministru, da? Au pierdut, au deținut guvernarea, au trebuit să se comaseze și după aceste alegeri din 9 iunie vor pierde mult mai mult și Partidul Național Liberal va deveni tot mai mic. Dacă domnul Flutur, pe perioada în care a avut guvern liberal, da? Pe perioada în care se laudă că este printre primii oameni din conducerea Partidului Național Liberal, a accesat cele mai puține fonduri la nivelul instituției Consiliului Județean. Nu vorbim aici și de fondurile absorbite de primarii din localitățile județului Suceava. Deci, dacă până acum n-a reușit să obțină fonduri europene, a obținut într-o măsură foarte mică, cred că suntem ultimul județ în ceea ce privește absorbția de fonduri europene la nivel național, cu atât mai puțin o va face după 9 iunie, când Partidul Național Liberal va pierde un mare procent în alegerile care vor urma. Bine, dar a spus toate astea, dar domnul președinte a ieșit în mai multe rânduri, a ieșit pe posturi,
mass media scrisă, mass media audio, video, și a spus că Consiliul Județean și-a asumat să preia unele proiecte de, eu știu, centură la morțe, de studii de fezabilitate, să preia. Domnul Flutur, întotdeauna înainte de alegeri puteți observa, dacă dați puțin, deci suntem la un clic distanță cu digitalizarea, observați în campania din 2016, în campania din 2020, tot timpul înainte de alegeri vine cu promisiuni, cu aeroporturi și abia acum este internațional, deci vine cu centuri ocolitoare peste tot. Și doar avem una la Rădăuțe până în momentul de față. Deci avem 5 municipii, din care doar Rădăuțiu și municipiul Suceava are parțial, cu greu parțial. După 15 ani sau cât are o centură parțială ocolitoare parțial. Exact, municipiul Suceava, ce mai vorbim, da. Deci vă spuneam, celelalte municipii, municipiul Folticeni, municipiul Vatra Dornei, municipiul Câmpul Lung Moldovenesc, deci nu au centuri ocolitoare. Deci nu mai vorbim de celelalte 11 orașe din județul Suceava, Fălticeniu, nu Fălticeniu, deci Solca, Salcea, Siret, Gura Humorului, toate acestea. Deci bineînțeles, dar promisiuni știe domnul Flutur să facă multe, mai puțin să le ducă la îndeplinire. Este adevărat, dar la Consiliul Județean, ca și președinte al Consiliului Județean, ai resurse, ai posibilități să faci lucrurile acestea? Ca președinte al Consiliului Județean, fiecare județ va avea un buget care trebuie administrat cu pricepere și cu înțelepciune în lucrurile, trebuie investit în lucrurile care cu adevărat sunt folositoare sucevenilor. Nu facem hore de 300.000 de euro, da? Nu facem alte festivități din banii publici, dacă putem face cu firme, cu ONG-uri, cu sponsorizări, da? Dar nu facem din bugetul județului Suceava, facem tot felul de distracții pe banul public al cetățeanului. Cetățenii plătesc taxe și impozite locale, cred că își doresc dezvoltarea județului. Trebuie pus accent, bineînțeles, și pe cultură, trebuie pus accent și pe sport, care este inexistent la ora actuală în județul Suceava, au falimentat și echipa sportivă de la nivelul Suceava, deci județului Suceava. Deci sunt foarte multe lucruri în care județul nostru este și a rămas în urmă. Suntem la sărăcie campioni, suntem la accidente campioni, suntem la PIB-ul pe cap de locuitori campioni la coadă, deci în coada clasamentului la o mulțime de lucruri. Suntem ultimii în clasamentele naționale. La ce suntem noi primii? Sau la un nivel mediu, să spun, da? Deci administrația liberală în ultimii 20 de ani a adus deficit și sărăcie județului Suceava. Trebuie schimbată numai decât și îndemn pe toți care merg la vot să voteze ori Partidul Aur și, dacă nu le place de noi, să voteze PSD-ul, dar să nu mai voteze liberal. Deja este prea mult în județul Suceava, la ora actuală, administrația liberală ne-a dus în colaps. Ați făcut o remarcă aici, mai mult decât altruiste, să spun așa. Deci ați spus că dacă sunteți de acord, deci dacă nu, oamenii vorbește în totalitate cu dumneavoastră, acceptați mai degrabă să meargă cu un alt partid. Da, bineînțeles, în momentul în care opțiunile sunt libere, fiecare votează după conștiința dumnealui, dar la nivelul județul Suceava, vă spuneam, trebuie să ne debarasăm de toate aceste instituții publice care sunt controlate și sunt direcționate de multe ori foarte rău. Dacă nu faci parte din clica lor, de aceea vin investitori. Dacă nu li se dă șpagă, spuneam și susțin, corupția la ora actuală este foarte mare, la un nivel foarte ridicat în județul Suceava. Trebuie să oferim oamenilor posibilitatea de a se dezvolta. Eu personal mi-aduc aminte, acum câțiva ani am fost în Austria și
firma Ștefanos de atunci mi-a spus că vrea un teren pe care să investească, voia să-și mute o firmă din China, să o mute în România, deoarece știți că a fost impusă acea taxă de dumping, așa voia să-și mute și trebuia să le oferim un spațiu, un teren. Dar în stadiul actual, felul cum sunt coordonate lucrurile de la nivel central, nu se poate. Aproape totul pe șpagă. Vrei să intri, să deții un post de director sau să conduci o instituție publică, deci sunt manevre. Vrei să intri la spital ca asistent, ca femeie de servicii, până acolo putem merge, trebuie șpagă, vor șpagă. Da? Deci nu se poate. Deci trebuie să eliberăm Suceava de aceste organizații, pot să spun, mafiote aproape, care ne conduc județul și când mergi să obții o funcție publică la concursuri, tot felul de concursuri trucate, tot felul de nepotisme care s-au văzut și în primăria Suceava. Deci, deci cred că sucevenii sunt la capătul răbdărilor și trebuie făcut ceva și trebuie schimbată administrația județului Suceava, orice în afară de PNL. Domnule Brian, ați văzut mai devreme, când a intrat în emisiune, ne-am uitat împreună pe foarte puțin la lansarea candidaturii președintelui Gheorghe Fluturi și acolo împreună cu domnia sa era o echipă destul de numeroasă de oameni. Dumnealui nu i-a nominalizat pe toți, o parte i-a nominalizat, o parte a spus despre funcții, despre meserii, despre profesii, despre... Asta înseamnă că înțeleg că un candidat la această funcție de președinte al Consiliului Județean nu le poate face pe toate singur. Trebuie să aibă în spate oameni care să-l susțină, să aibă în spate... Pentru dezvoltarea județului trebuie să folosite pârghii economice, vă spuneam. Trebuie investitori cărora să li se ofere suprafețe de teren pe care să investească. Da? Deci dacă mergi în interiorul țării, vezi acolo tot felul de investiții, tot felul de hale de producție. La noi nu se mai produce aproape nimic și nu mai consumăm. Deci piața din Suceava, am avut fabrica CPL, cum era acolo, la care am făcut și eu practică. Deci și se producea mobilă. Au apărut hipermarketuri în vremea actuală și au ras tot, au ras toată industria și urmează și în continuare să facă lucrul acesta. Demolează, falimentează aproape tot și apar numai firme și multinaționale din străinătate. Și nu producem nimic, ci doar cumpărăm și măcar dacă am cumpărat de pe piața autohtonă, dar cumpărăm de la străini și toți săraci rămânem. Când am spus lucrul ăsta, mă gândeam la momentul în care am fost în Germania și am fost în Germania, că neamțul, nu numai că atunci când mergem în magazin, nu numai că nu cumpără produs străin, nu cumpără nici produs din alt land, caută în primul rând din landul lui să și-l dezvolte. Și dacă nu găsește din landul lui, cumpără din Germania. Produsul străin foarte rar se apropie de el. Da. Deci uitați-vă ce s-a întâmplat recent pe piața din România. Deci România, cu dorința de a intra în Schengen, cine se opune? Austria. Austria care ne rad pădurile, austriecii care ne rad pădurile, care ne extrag gazele naturale, petrolul. Deci, la ora actuală, deci firme austriece sau germane sau din Franța, marile companii, la ora actuală, în ceea ce privește energia sau rețelele mobile, dar sunt deținute de corporațiile străine. Da? Noi am rămas doar să plătim taxe și impozite pe aer. Pe aer și pe aer. Când spuneați acum despre Austria, fără a fi șovin, fără a fi naționalist, dar n-am cum să nu uit că sunt român, citeam acum de curând despre istoria Basarabiei și o spun, efectiv o spun și o spun cu durere, pentru că vedeam în 1812 cum o parte din trupul țării, Basarabia, s-a vândut efectiv ca o femeie, ca pe o femeie de asta care vinzi la tarabă. Exact cum legumele. Și unul dintre cei care a susținut
predarea Basarabiei către ruși a fost Austria. Și a fost Austria pentru că au făcut un troc atunci. Rușii cu austriecii au avut un troc. Da. Da. Și este păcat. Este păcat că România își uită istoria. Este păcat că acești copii mici care sunt la școală nu sunt îndemnați ca să cunoască istoria, să cunoască trebuie. De aceea, la conducerea țării ne trebuie oameni care să iubească țara, să iubească oamenii, să-și iubească ținutul în care locuiesc, cum spuneați că își iubesc germanii. Deci eram în Germania, am lucrat o perioadă în Germania și fusese atunci un meci de fotbal între Germania și Bulgaria. Câștigase atunci Bulgaria și întâmplarea a făcut că tocmai locuia în zonă și un bulgar. Deci pot să vă spun că nemții plângeau, era o majoritate mare de nemți care plângeau faptul că Germania a pierdut meciul cu Bulgaria. Deci atât de patrioți, atât de mult își iubesc țara, deci încât erau în stare de orice ca țara lor, echipa lor să câștige. Dacă am fi și noi tot atât de patrioți, tot atât de uniți și ne-am iubit, da? Unii pe alții, ar fi foarte bine pentru noi și am fi o țară dezvoltată, ne sprijinim companiile noastre, deci nu trădăm, nu ne vindem unii pe alții cum se întâmplă la ora actuală, ci căutăm cu toții binele țării în care trăim. Se vede că, practic, avem și noi printre ai noștri, avem oameni care pot. Mă gândesc la, și acum noi nu îi fac reclamă, pentru că a reclamă slavă Domnului, firma lui OMB-ul, Umbrărescu. De o clasă, de o clasă de ce înseamnă eficiență și productivitate. Da, deci la ora actuală vă spuneam, datorită sistemului corupt, de multe ori sunt atrase și firmele mari în diferite capcane. Deci li se cer șpăgi la cei ce construiesc, la cei ce clădesc. Deci și multe din proiectele care la ora actuală se derulează prin diferite programe, li se cer. Deci spăgi și datorită acestui fapt și calitatea lucrărilor lasă de dorit. Când îi cer câteva sute de mii de euro, da, la careva care face o lucrare, el banii respectiv trebuie să-și scoată de undeva. Și e clar că reduce din calitatea lucrărilor, fiindcă sunt pretendenți la spăgi. Știți cum era o vorbă odată, dacă zice că s-a și întâmplat lucrul acesta? Pe vremea lui Ceaușescu a avut un bloc și trebuia să facă o vilă cuiva, trebuia să-i facă. Și atunci la fiecare etaj a luat un rând de cărămidă. La fiecare etaj. A coborât fiecare nivel, înălțimea fiecărui etaj. S-a aflat. Și atunci a fost pedeapsa capitală pentru cel care a dispus treaba. Era, nu se, de altfel știm și treaba cu Ștefănescu, cu Bacus. Da, dar la noi în Suceava trebuie să vină DNA Cluj să ne aresteze corupție. Cum este cu, ați vorbit despre acest fenomen, a fost în urma unui denunț care a fost antreprenorul care făcea drumul axial, nu? Despre el este vorba. S-a reluat lucrarea. Cum este la dumneavoastră? S-a marcat drumul, s-a marcat deja șoseaua? Este un dezastru la ploile care au fost. Acum am venit pe axial. Este un dezastru, nu, un noroi. Nu s-a asfaltat, tocmai probabil intenționat pe raza Bosanciului. Acum au început decapările și așa. Este un noroi groaznic. Se înfundă 10-15 cm roțile la mașină în noroiul care este acum pe axial. Am văzut că pe ploaie bieții muncitori acolo lucrau și au adus balast ca să taseze cât de cât și să îndrepte, să acopere stratul de noroi. Niște belți de 10-15 cm adâncime. Se poate merge acum la fața locului. Deci este un dezastru la ora actuală ceea ce se întâmplă între Ipotești și Udești. Dar de la Udești spre Dolhasca este făcut, spre Iași este făcut. Da, o mare parte din lucrări sunt, altele mai sunt încă în construcție,
Deci se lucrează într-adevăr la axial, dar întârzierile nu au fost cauzate datorită lipsei de fonduri sau de altceva. Întârzierile au fost cauzate de corupția și spaga care a fost luată. Aia era doar o parte, aia 40.000 de euro era doar o cotă parte din totalul șpăgii care s-a cerut. Știu foarte bine ce vorbesc. Dumneavoastră știți, dumneavoastră aveți informația, eu nu le am pe toate. Știu numai ce știu din presă, că într-adevăr se vorbea de 40.000 de euro. Un plic, ar fost un plic sau două plicuri, nu știu cât ar fost acolo, cu acești bani. Domnule primar, dumneavoastră când dați la președinția Consiliului Dăcean și categoric că aveți și o responsabilitate județeană, cum vedeți și în ansamblu, pentru că aveți nevoie ca să aveți o susținere de masă a dumneavoastră, a județului. A reușit partidul AUR, Alianța pentru Uniunea Românilor, să își găsească reprezentare în tot județul? Avem reprezentare mai puțin de 10 localități în care nu avem reprezentare din cele 114 localități, dar colegii mei și astăzi sunt pe teren și să înființeze și în acele localități. Deci aproximativ 100 de localități, 100 și de localități, avem de am trecut de 100 de localități în care avem reprezentativitate. Și aveți candidați și la... Exact, candidați. Avem și candidatul la primăria Suceava, care va fi anunțat sâmbătă pe esplanada Casei de Cultură din Suceava. La ora 11, sâmbătă, va fi anunțat și candidatul la primăria Suceava. Deci avem, vă spuneam, datorită faptului că au comasat aceste alegeri și, bineînțeles, au loc cu câteva luni înainte de programarea datei, bineînțeles, a dat niște calcule peste cap. Dar am făcut eforturi pentru înființarea acestor organizații locale și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să ne prezentăm în alegeri cu reprezentativitate în toate localitățile județului Suceava. Ați reușit să găsiți oameni de calitate, oameni care să vă reprezinte, oameni care știu că Alianța pentru Uniunea Românilor este prin definiție un partid de, ca spun, cu un sentiment patriotic mai mare, deci n-ar vrea să folosesc alte cuvinte care nu mi le asum. Avem oameni de calitate, bineînțeles ca în orice partid, deci sunt primari care au mai multe mandate, primari care și-au făcut foarte bine treaba și bineînțeles în acele localități, oricu cine aproape ai veni, nu poți să câștigi acele localități. Este clar, suntem conștienți de lucrul acesta. Dar în localitățile unde s-a putut ataca acele localități, bineînțeles, avem oameni și de valoare, avem oameni și mai puțin buni. Nu în toate localitățile am găsit cei mai buni reprezentanți. Dar este important că avem în foarte multe localități oameni capabili, oameni buni, la satul mare, la margine, la Frătăuții Vechi, deci la Rădăuți. Deci avem oameni care ne reprezintă, cred că, cu cinste și vom face un scor bun în alegerile care vor urma. Spuneați la început de emisiune că este un moment favorabil acesta pentru schimbare. Așa v-ați exprimat. Este un moment favorabil. Bănuiesc că v-ați gândit cu siguranță la partea favorabilă pentru Alianța Românilor. Pentru Alianța Românilor. Deci nu, cum vi se pare, cât de favorabil sau defavorabil vi se pare această mișcare destul de surprinzătoare de la municipiul Suceava? La care mișcare vă referiți? Că au fost mai multe în ultima perioadă. Mă refer la ieșirea de pe lista de candidaturi a primarului în funcție Ion Lungu. Domnul Ion Lungu și-a anunțat candidatura. Domnul Ion Lungu ar fi trebuit să facă lucrul acesta într-un mod onest. Înainte
de a i se cere să facă lucrul acesta de către domnul Flutur. Credeți că i s-a cerut lucrul acesta? I s-a cerut 100%, fără niciun pic de îndoială, i s-a cerut domnului Lungu să facă lucrul acesta, să facă un pas în spate, forțat de către domnul Flutur. Domnul Flutur, în calculele dumnealui, da, a crezut că în momentul în care domnul Lungu va face un pas în spate, da, așa, va avea de câștigat cu domnul Lucian Harșovski. Ceea ce observ în mediul online și în sondajele care sunt la ora actuală, se pare că nu au ieșit cărțile. Și cred că nu vor ieși cărțile la alegerile următoare în ceea ce privește varianta cu domnul Lucian. Deci după ce domnul Lungu și-a anunțat retragerea candidaturii, o mare parte din oamenii domnului Lungu nu îl mai susțin pe domnul Lucian Harșovski. Suntem în Suceava, am și eu foarte mulți prieteni în politică și discutăm și analizăm și tragem concluzii și luăm decizii. Vor veni către candidatul dumneavoastră? Da, o parte din ei cu siguranță vor fi alături de noi, întrucât au fost și sunt nedreptățiți în cadrul Partidului Național Liberal. În cadrul Partidului Național Liberal nimeni nu mișcă, dictatură totală, da? Deci cum se comandă de sus, lucrurile așa trebuie să fie. Cum, nu-i democrație? Asta nu înseamnă democrație, ei nu sunt liberali. Deci parcă am fi în Rusia. Deci eu am fost acolo, vă spun. Deci vă spuneam și asta oricând. În momentul în care am vrut să candidez la o funcție, da? S-a intrat în primărie pe lista liberală. Vă dau exemplu, da? Și Dumnezeu mi-e martor, da? În momentul în care am vrut să candidez la o funcție în cadrul Partidului Național Liberal, mi-am depus candidatura lângă Bucovina, la sediul partidului. Imediat după ce mi-am depus candidatura cu intenția de a participa la una din funcțiile de vicepreședinte în ceea ce privește administrația județului, imediat am depus candidatura, n-am ajuns până în Ipotești și deja am fost sunat, înjurat și forțat să-mi retrag candidatura de către domnul Crețu, care a fost arestat pentru șpagă. Și șpaga respectivă se știe pentru ce era. Că iau bani acum, foarte mulți, pentru campanie, că au luat șpăgi. Da? Și pot să fac acum politică, pot să taie și porci, pot să facă și orice, cum au făcut recent la Ipotești, ieri sau la altă ieri, da? Deci au bani că au furat. Dar și pot să facă o campanie pe miliarde și să cumpere tot ce este posibil. Că asta fac, deci dar, la ora actuală. Dar acum nu-ți mai dau găles, nu mai ai voie să mai faci asta. Dai nu, acum se răsplătește cu posturi, cu funcții, cu tot felul de lucruri, cu în domeniul antreprenorial. Deci cu asta se răsplătește, da? Nu se dau găleți, alea sunt micuțe, sunt lucruri micuțe. Au trecut la altele mult mai mari. Domnule primar, categoric zic domnule primar, pentru că este funcția pe care o aveți acum, e vis de titular pe ea. Categoric că într-o funcție de genul acesta, de președinte Consiliului Județean, nu este o funcție ușoară. Este o funcție grea. Corect. Și va trebui, eu știu, să vă rupeți foarte mult din ceea ce trebuia să le dați celor dragi dumneavoastră și când zic ce trebuia să le dați timpul dumneavoastră. Trebuia să le dați timpul și îl dați din coace și îl dați pentru că sunt foarte multe probleme, la fel ca și într-o căsnicie, ca și într-o familie. Cunoașteți problemele județului care sunt? Bineînțeles, cunosc problemele județului și vreau în primul rând să spun ceea ce argumentați dumneavoastră la începutul întrebării referitor la timpul pe care trebuie să-l aloc pentru administrația publică. De la vârsta de 21 de ani, eu deja aveam casă, aveam masă, aveam două mașini și tot ce îmi trebuia. Am fost în Occident. De nu vă îmbogățiți, nu mergeți în politică, vă îmbogățiți? Nu. Mi-a dat Dumnezeu destul prin muncă cinstită. Am muncit și bosâncenii mă cunosc de mic copil.
vă spuneam, de undeva din clasa 6-a, deja mergeam cu părinții mei și eram salahor în construcții și căram gălezi de mortal, le spălam seara, scule, mistria, canciocul, gălețile și câștigam un ban. Și am avut de la o vârstă fragedă banii mei. Imediat după ce am terminat liceul, am mers în străinătate, am fost angajat în Germania cu carte de muncă și mi-am făcut o situație materială foarte bună. Am venit în țară, mi-am continuat studiile, am făcut o facultate la București, apoi am fost în învățământ câțiva ani, după care am început un mediu antreprenorial cu două firme, am administrat până a fi primar, firme care au prosperat foarte mult. Am avut și am binecuvântarea lui Dumnezeu peste munca mâinilor mele, atât pe plan personal, cât și pe plan administrativ și am făcut lucrurile datorită, să zic, bunătății și îndurării lui Dumnezeu, care mi-a dăruit înțelepciune. Și am administrat și firmele, deja pentru familie, da? Am făcut a doua locuință la Bosanci, m-am mutat în Bosanci, prima locuință am avut-o în Ipotești, fiind bosâncean m-am mutat, am făcut în Ipotești, că atunci era un zvon prin 2000 și ceva, prin 1994, că se schimbă banii, că nu știu ce și unde, mi-am găsit atunci un pământ, aveam foarte mulți bani, atunci aveam vreo 64.000 de mărci. Câștigasem atunci și banii aveau foarte mare valoare și imediat am investit în casă. Era un zvon că se devalorizează banii, se schimbă banii, în fine. Așa. Și pentru familie am făcut deja o societate, da? Și am făcut-o și pe a doua. Apoi, deci copiii mei deja sunt în facultate, lucrează în timpul liber la societatea pe care o am, un depozit de materiale de construcție. Deci și cele două fete mai mari deja lucrează la contabilitate, fac contabilitatea, NIR-urile, introduc facturile, facturează, sunt acolo la activitate. Și băieții sunt manipulanți acum pe motostivuitoare. Deci un băiat de 17 ani, director, de da, tată, băi, am 16 copii, deja ei încearcă, cel mai mare a început deja afaceri cu China în ceea ce privește cumpărarea de scule în domeniul construcțiilor, da, de la Vassel, Wag, Mistrie, Cancioc, da, mașini de tăia faianță, deci tot felul de obiecte. Deci copiii deja le-am asigurat să nu-i trimit în străinătate, le-am asigurat o societate în care au preluat-o. Eu am intrat la primărie, soția împreună cu copiii administrează foarte bine în continuare firma. Mi-aduc aminte, la început soția nu se pricepea deci mai deloc în ceea ce privește domeniul construcțiilor, dar a învățat, a progresat și acum cred că m-a depășit în ceea ce privește comercializarea materialelor de construcții. Deci eu de 8 ani de zile de când sunt primar, bineînțeles, m-am retras, că nu poți să le faci pe toate. Dar vă spuneam, de când am intrat primar, am făcut curățenie în cadrul primăriei, știu cum trebuie să se dezvolte o localitate, știu ce înseamnă absorții de fonduri europene, știu ce înseamnă domeniul antreprenorial care trebuie sprijinit și nu trebuie să le dăm în cap, da? Trebuie să-i ajutăm când vin să facă o hală, o societate, trebuie să le creăm posibilitatea de a face o zonă industrială, ceea ce nu s-a întâmplat. La Bosanci trebuie să le creăm locuri pentru a construi case. Am intrat, am făcut un PUG pe care a fost aprobat de către prefectul județului Suceava, a dat avizul pentru PUG. Acum l-a atacat și ne-a blocat dezvoltarea localității. Da? De asta vă spuneam. Și-a dat cu stângul dreptul, dacă l-a aprobat. Acum, păi tocmai ceea ce a aprobat a atacat dumnealui. Deci este penibil ceea ce se întâmplă. Deci autoritățile statului trebuie să vină în sprijinul localităților pentru dezvoltarea localităților, dar în schimb ei blochează localitățile în care există tendință de dezvoltare și sprijină localitățile în care corupția este la culme. Și jafuri din terenuri agricole, jafurile vânzări, cumpărări, trucări de licitații în toate domeniile, ăia sunt sprijiniți, ăia sunt acoperiți. Și ăia care vor să se dezvolte, li se pune tot felul de pedici. Și până acum vă spuneam, dacă eram liberal, nimeni nu întorcea hotărârile de Consiliu Local. Acum, la aproape toate hotărârile, găsesc câte ceva.
Dar le motivează? Le motivează. Deci niște motivări din astea. Și dacă nu, vă dăm în instanță, dragă doamnă. Știți, și în momentul de exemplu, suntem acum cu licitația, da? Am avut reprezentantul ANAF-ului în comisia de licitație. S-a făcut o contestație. Deci, în momentul în care, dacă a fost reprezentantul ANAF-ului, a verificat și contestația, totul a spus, este perfect, nu avem motive să anulăm acele spații care au fost închiriate de către o societate care avea și transport în codul Caien. Deci, în momentul în care încearcă acum să anuleze, vă spuneam, licitația respectivă pe spațiile respective, deoarece au niște prieteni ai dumnealor care nu au reușit să ocupe niște spații acolo și îi doare tare de ei. Spuneți lucruri care, dacă stau și mă gândesc așa, sunt lucruri concrete și pot fi verificate. Și lucruri care nu țin de normalitate, adică dacă omul a greșit și l-am scos, dacă n-a greșit, lasă să meargă înainte. Corect. Cum ați reușit să găsiți oameni în teren, domnule primar? Mă refer la localități. Greu, ușor, oamenii cum au perceput fenomenul? O parte din organizațiile locale erau formate de mulți și sunt colegi care de 4 ani sunt în cadrul partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Și au fost cam, să zic, jumătate din localități erau deja formate organizații locale. Și acolo a fost foarte simplu, colegii au lucrat în decurs de 4 ani, deci au fost și cei doi deputați care sunt și domnul senator din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor și într-o oarecare măsură, bineînțeles, se putea și mai mult, dar au fost și momentele în care în aproximativ 20 de localități m-am implicat și eu chiar personal și direct în localități, în formarea organizațiilor locale și mă implic în continuare, îmi spuneam, puținele sate pe care comune în care nu avem reprezentanți ai Partidului Alianței pentru Unirea Românilor. Dar lucrăm și zilele acestea, până la încheierea depunerii candidaturilor, vom avea și în cele aproximativ 10 localități organizații locale. Când se închide termenul pentru depunerea candidaturilor? Pe data de 30. Mai sunt câteva zile, nu prea multe. Nu prea multe, dar lucrăm. Mai sunt câteva zile. Da. Toți colegii mei sunt în teren, toți coordonatorii de zonă sunt în teren și formează organizații locale. Avem un grup pe care ne sfătuim și se anunță, s-a mai înființat organizația de acolo, cine poate să ne ajute în cutare localitate și colaborăm și înființăm și acolo. Se spune că campania electorală se demarează printr-un act normativ emis de Guvernul României. La noi campania se cam vorbește la începutul anului. Când și cum este oficial campania electorală? Campania electorală este normal cu o lună de zile înainte de data de 9 iunie. Dar suntem în plină campanie, chiar dacă este antecampanie. Sunt benere peste tot, apar benere exact, peste tot. Suntem deja, putem spune, în plină campanie electorală. Dumneavoastră nu v-ați spus benere. Avem. Rulează, dacă ați observat, la intersecția de la Bucovina, panou electronic, la bazar, deci aici, în sensul giratoriu din Burdujeni. Da, când mergi în județ, încolo vezi tot benele, dar le vezi câteva luni de zile în urmă. Da, zilele astea și colegii noștri din Partidul Aur au amplasat benere și continuăm să amplasăm benere. Chiar acum se lucrează în localitățile unde nu sunt și vom avea benere în toate localitățile aproape. Deci au fost, pot să spun, și unele disensiuni în cadrul partidului, deoarece au căutat să se infiltreze domnul Flutur cu anumiți oameni ai dumnealui, au încercat să saboteze dezvoltarea și structura partidului. Voiau poate să vină la partidul nostru. Nu voiau ei să vină în partidul nostru, voiau să facă destabilizare și dezbinare. Dar am identificat acei oameni pe care au fost trimiși de dumnealui, i-am marginalizat și continuăm
în continuare, pot să zic, organizarea cât mai bună a alegerilor și, bineînțeles, și a partidului. Este bine știut că la Alianța pentru Unirea Românilor, dacă ar fi să o spunem pe aia bună, la nivel național se vede foarte, foarte expresiv, este președintele George Simion, și câteodată unde comentatori politici spun chiar că Alianța pentru Unirea Românilor este un partid gen locomotiv, așa cum a fost Băsescu pentru PMP, când a tras partidul, îl trăgea și a avut scor pe baza notorietății lui Băsescu. Și aici George Simion este un om cu notorietate, este un om cunoscut. Da, sunt câțiva oameni la vârful partidului, este domnul George Simion, este un om foarte bun, este domnul Cristian Terheș, și europarlamentar, care va deschide lista AUR la nivel european. Deci din Suceava avem pe doamna Veronica Grosu, care este tot pe listă la europarlamentare. Și este domnul Claudiu Târziu, domnul Lulea. Deci sunt câțiva reprezentanți care cunosc administrație publică și cred că vor coordona în continuare partidul și la alegerile care vor urma vom obține un scor suficient de mare. Spune că la nivel național, cred că nu știu dacă a fost surpriză, dar a fost o mișcare. Aderarea la partidul dumneavoastră, la Alianța pentru Unirea Românilor, al Dan Puri. Da, sunt niște tendințe, ați observat dumneavoastră. Nu, dar a venit la dumneavoastră sau nu a venit? Sperăm. Deci observați dumneavoastră, au vrut să se alipească anumiți oameni cu notorietate. Domnul Gușă, dar bineînțeles oamenii aceștia de obicei ar fi vrut să fie susținuți ei să candideze independent și nu să facă parte din partid. Deci au fost anumite tendințe anumitor celebrități, pot să spun, din România, dar au fost analizate, sunt analizate și la ora actuală și cred că se vor lua deciziile cele mai bune până la depunerea totală a listelor. Categoric. Domnule primar, eu aș reveni puțin și la primăria Bosanci, la localitatea Bosanci, pentru că dumneavoastră înțeleg că vă depuneți candidatura și pentru funcția de primar. Da. Bineînțeles, îmi voi pune candidatura și pentru funcția de primar. La ora actuală, la Bosanci, nu am contracandidat. Deci am văzut că au început campania cei de la PSD și au pus un candidat și, cum să zic, penibil de tot. Am văzut pagina dumnealui de Facebook și dumnealui de pe cont fals spune că în Bosanci îl schimbăm pe Miron și dă like el, soția dumnealui și copilul dumnealui. Deci atât de penibil pot fi că nu se pricep nici măcar să facă campanie electorală cu astfel de candidați care din start mint și din start umblă cu tot felul de minciuni. Candidații ăștia deci nu fac mulți pași. Și Partidul Național Liberal nu vine cu candidat? Partidul Național Liberal vine cu vechiul primar, fost primar pe care l-am confruntat în 2016 când am câștigat primul mandat. Domnul Anton Curic. Da. Deci domnul Anton Curic în 2020 n-a obținut nici voturile pentru un mandat de consilier plin. Nu vorbim de funcția de primar. A intrat consilier la redistribuire doar dumnealui de pe lista Partidului Pro-România atunci. Da. Când spuneam că revin la Bosanci, mă gândeam, știind câte investiții și ce proiecte ați pus pe rol, până a merge oamenii la vot, mai aveți ceva, să spun așa, în ghilimele fiind spus, să mai tăieți o panglică, adică să mai fie ceva de făcut o recepție la un proiect? Sau le-ați terminat pe toate? Nu, avem în derulare, chiar acum lucrăm pe foarte multe străzi la ora actuală, am făcut rigolele carosabile, chiar cum a permis vremea,
am început să facem rigolele carosabile, le-am terminat pe strada Primăverii, am început pe strada Viilor, pe strada Bradului, pe strada Rozelor. În dimineața aceasta am început și pe Miron Costin, deci s-au adus utilajele acolo, facem rigolă carosabilă pe strada Miron Costin, încheiem un proiect de mai multe, care a fost pe mai multe străzi. Strada Miron Costin este ultima stradă din acel proiect. Avem acum, deci, în derulare un alt proiect care, despre care spuneam. Deci anul acesta vom asfalta foarte multe străzi, da? Avem și un buget local foarte bun. Și în același timp vom face licitația și pentru strada Pinilor, a fost proiectul aprobat pe strada Pinilor, facem licitația pe strada Pinilor, pe strada Botanist, Gheorghe Bujorean, o stradă foarte mare și chiar până la alegeri vom avea licitată și vom avea licitate și aceste străzi. Deci avem deja finalizat proiectul și vom... Am semnat ieri sau alaltă ieri, am semnat un proiect cu o clădire administrativă, o reabilitare a clădirii administrative din dealul satului, o hală care o modernizăm cu panouri sandwich, cu panouri fotovoltaice, se va întreține prin energia proprie acolo. Apoi, deci avem terminat licitația și vom semna contractul și pentru 10 km de canalizare, 10 km de apă și 8 de canalizare printr-un proiect Angel Salini care a fost. Deci vom semna contractul de execuție și pentru acele lucrări și începem lucrările de apă și canal și pe acele străzi. Avem un depozit pentru depozitarea, să zic, reciclabilelor. Da? CAV-ul, despre care se vorbește foarte mult în mediul online. Deci am obținut și noi finanțare pentru acel proiect. Este și acela licitat. Trebuia câteva clarificări acolo, mi-au spus colegii de la licitațiile publice. Trebuia clarificat și acolo. Avem proiect în continuare și cu panouri fotovoltaice. Avem proiect și cu modernizarea energiei, iluminatului public. Avem proiect pentru dotarea școlilor cu toată aparatura. Deci sunt proiecte care am obținut deja finanțare, sunt licitate și urmează să ne livreze și echipamentele. Deci cu Doamne ajută mergem, cred că suficient de bine și avem proiect și de extindere a iluminatului public. Ne chinuim, pot să zic așa, deci foarte mult și în privința aceasta să amplasăm acolo în cumpărătura un transformator. Deci, în trecut am mai amplasat 3 transformatoare în localitate și am extins vreo 7 km de rețele electrice. Gazul suntem la 95%. Dacă implementăm și utilitățile publice în ceea ce privește apa și canalul, încet, încet, deci înaintăm și cred că am preluat Bosanciu, în care aveam doar o asfaltare către cumpărătura DG70A, și drumul județean care acum este în lucru, atât era asfaltat în localitate și puțin mergea către școala din deal, asfalt câteva sute de metri. În rest, nu era asfalt deloc în localitate. A trebuit să fac ceea ce n-au făcut ceilalți primari de la Revoluție până în prezent. Sunteți un primar rodnic, domnule primar. Deci eu am venit în administrația publică în primul mandat, nici nu mi-am luat salariul, da? Deci am luat salariul, dar l-am redistribuit în localitate, la săraci, la văduve. Am spus de multe ori lucrul acesta. Deci nu trebuie să mă laud vorbind spiritual, din punct de vedere duhovnicesc. Dar în politică trebuie să arăți lucrurile care le-ai făcut și care le faci. Așa este în politică, că dacă nu, spune cum a spus domnul Șoldan despre domnul Flutur, n-a făcut nimic, zero, și a trântit un dosar de pământ la prezentarea candidaturii dumnealui. Spunând că ați făcut atâtea lucruri și le-ați făcut, să știu foarte bine, păi dacă la următorul mandat, ce ar mai trebui să mai facă primarul din Bosanci? Ce ar mai fi nevoie de făcut în Bosanci? În următorul mandat, deci, trebuie asfaltate toate străzile din localitate și pe toate străzile să avem toate utilitățile publice. Gazul avem în proporție de 95%.
Deci numai cine n-a vrut nu s-a conectat la gaz, nu s-a racordat la gaz. Deci vă spuneam, lucrăm mult și avem proiecte deja aprobate și în desfășurare în ceea ce privește asfaltarea străzilor din localitate. Dacă scoatem și a doilea tronson despre care vă spuneam, cu asfaltare la licitație pe botanist Gheorghe Bujorean, pe Pinilor, pe celelalte străzi care pe 1 mai, deci toate pe strada George Enescu, deci avem și acolo tot. Dacă scot la licitație și aceste străzi, ușor, ușor, deci ar trebui să încheiem asfaltările și utilitățile. Trebuie să mă axez și pe cumpărătura, deci avem și acolo, avem în proiectul care îl avem în desfășurare, avem și strada Plaiului din cumpărătura, tot cuprinsă în acest proiect pentru asfaltare, dar trebuie să investim mai mult. E adevărat. E un sat mai mic, mai respirat, dar trebuie să utilăm și cumpărătura. Trebuie să ne axăm și pe cumpărătura. Acolo avem de lucrat într-adevăr mai mult. Cumpărătura fiind un sat care este pe E85, are imagine, are chemare, nu? Da, într-o oarecare măsură, intenția mea, în viziunea mea și în strategia mea de dezvoltare, vreau să introduc acum în Intravilan acea zonă de la marginea drumului european în care să facem parcul industrial, să se poată construi. Acum este Intravilan, vorbim de zona de la ieșirea din cumpărătura înspre Suceava și până la hotarul cu Ipotești. Acea zonă vreau să fie o zonă industrială în care să putem construi hale și tot ce trebuie, să le scoatem din localitate, că avem deja probleme și reclamații în ceea ce privește activitatea care se desfășoară la anumite hale din localitate. Este zgomot, se lucrează, se produc anumite lucruri și creează, bineînțeles, oamenii după ce vin de la servici, vor să se odihnească și trebuie făcută și urbanizarea localității, așa cum este și în Occident. Zona industrială să fie zona industrială și zona pentru locuințe, unde când vii de la servici să poți să ieși pe terasă, să te relaxezi în liniște, să nu mai asculți motorul unui camion care este în reparație sau să nu asculți, știu eu, să vezi cum se sudează până târziu noaptea. Toate aceste lucruri trebuie scoase la periferia localității și acea zonă este foarte bine că este la drum european și în același timp se creează locuri de muncă și cu ajutorul lui Dumnezeu se pot face lucruri frumoase. Numai trebuie să vrem și trebuie să avem un sistem și o conducere care să vină în sprijinul antreprenorilor, să nu le ceară mai mult decât trebuie, să nu le pună pedici și să ceară avize care nu sunt necesare, ci să le dea posibilitatea cât mai urgent să construiască și să investească. Că își doresc mulți lucrul acesta, dar când văd sistemul în care se scaldă, de multe ori renunță, au venit și au plecat înapoi în Occident, deoarece sistemul corupt și felul de a fi a unor autorități locale i-a determinat să ia din nou calea Occidentului. Domnul Vlad, timpul a fugit cu dumneavoastră și fuge cu dumneavoastră. Dumneavoastră aveți foarte multe subiecte de exprimat. Într-un singur minut, dacă vreți, până vă adresa celor care ne vezi și ne ascultă pentru mesajul de final. Știut fiind că veți candida la președintele Consiliului de Seam, știind că ați fost și sunteți primarul Comunei Bosanci, ați văzut că practic nu poți nimic să faci pe funcție de conducere dacă nu este cooperare. Dacă nu ai în spate, poți face echipă, ai voie de voturi, să ridice oamenii să ridice mâna. Cu cine ați face coaliție la nivel de județ? Sau cu cine nu ați face? Așteptăm rezultatul alegerilor și atunci vom discuta și ne vom pronunța. Deci vedem care sunt procentele și, bineînțeles, dacă nu avem majoritate, vom sta la masa negocierilor. Dar, din punctul meu de vedere, nu și al partidului, exclus orice alianță cu Partidul Național Liberal, care a subjugat și încă subjugă județul Suceava și sper să se întâmple lucrul acesta până la alegerile din 9 iunie.
Domnul Ivar, acum vă spun, dincolo de conținutul răspunsului dumneavoastră, care este al dumneavoastră, să știți că apreciez poziția dumneavoastră din două considerente. În primul rând, a spus că așteptați rezultatul alegerilor. Și este un lucru înțelept spus. Și al doilea lucru care la fel îl apreciez, că v-a spus poziția dumneavoastră personală, care spune că este punctul meu de vedere și nu al partidului. Deci nu am amestecat una cu alta și apreciez. Asta înseamnă că v-ați maturizat în politică, v-ați maturizat bine, domnul Ivar. Mulțumesc. Domnul Ivar, vă rog, dacă un mesaj de final pentru cei care ne văd și ne ascultă. Îndemnăm toți sucevenii să aibă încredere în candidatul Neculai Miron, deoarece sunt un om care pe parcursul vieții mele, da? Deci am avut și am binecuvântarea lui Dumnezeu și am avut succes vorbind din punct de vedere social, deci am administrat cu înțelepciune, atât în ce privește viața personală, familia, căsătorit, cu 6 copii. Și sănătoși. Am pus pe făgaș 2 societăți comerciale care au un profit foarte mare. M-am speriat și eu când am văzut că, completându-mi declarația de avere, am văzut că pe anul 2023 am 6 miliarde dividende scoase din firmă. Știu să faceți cu talanții, pilda talanților. Știm să administrăm. Știm când să administrăm, unde să administrăm, cum să administrăm, da? Și dacă oamenii vor avea încredere în noi, vor scăpa de regimul actual, da? Și vom face o administrație în beneficiu tuturor cetățenilor, în mod egal, în mod democratic, pentru dezvoltarea județului Suceava, pentru bunăstarea locuitorilor. Și apropo, sunt cred că singurul primar care n-am mărit taxele și impozitele anul 2024. Domnul Jar, puteți fi un exemplu de bune practici pentru mulți. Așa cum și dumneavoastră luați de la mulți exemplu, de la cei care, de la care vreți să luați exemplu, bineînțeles. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți. Sperăm în sănătate, dumneavoastră și celor care ne ascultă și ne văd, ea pentru toți să nu uite să-și iubească țara. Pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Doamne ajută, sănătate și toate cele bune. Cu Doamne ajută înainte.